Ca să îi ajute pe deveni să își izoleze termic locuințele, consilierii locali au decis instituirea unei taxe. În cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local s-a hotărât astfel și o schemă de plată. În momentul de față sunt depuse proiecte de anvelopare a 3 blocuri din municipiu. În ultima ședință de Consiliu Local, cea de luni, au fost depuse 2 documentații de avizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitare termică la încă 2 blocuri din Deva. Pentru aceste blocuri și aceste proiecte se va depune în perioada următoare proiectele de finanțare la ADR Vest și sperăm că vor mai fi și alți beneficiari prin această introducere a acestei taxe de reabilitare care vine în sprijinul locuitorilor și care permite eșalonarea contribuției proprietarilor din asociațiile care aderă la acest program. Proiectele de anvelopare a blocurilor prin Agenția pentru Dezvoltare Regională se mai pot depune până la sfârșitul acestui an, dar se dorește o prelungire a termenului. Din discuțiile și din propunerile efectuate de către municipiile, reședințe de județ care pot accesa aceste programe, s-ar putea asigura o prelungire cu 12 luni a depunerilor de proiecte. Sperăm această prelungire se acordă de către Comisia Europeană. Este un punct de vedere transmis de către România. Sperăm să se aprobe și să mai putem depune și în cursul anului viitor proiecte pe aceste axe, ținând cont că sumele alocate României nu au fost, să zic, absorbite până la această dată, nu au fost încheiate contracte de finanțare pentru această axă decât într-un procent, să zic așa, mic. Cât despre taxa pentru reabilitarea blocurilor, aceasta se va plăti în proporție de 25% până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în tranșe lunare, începând cu luna ulterioară datei la care a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. Restul de 75% se va plăti în termen de 2 ani, cu începere de la 1 ianuarie anului fiscal următor, celui în care s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor, tot în tranșe lunare.